Jimmy, Neața, la ora 2 o să fac un minunat intro despre ziua 2, ziua 1, ziua 1 de joc, ziua 2 de când mai. Am înțeles să avem niște surprize neplăcute la concurs, și anume că sunt niște monitoare fake 144 de Hz, și anume ceva 1000 by HP de 60 de Hz în joc 144 pe desktop, deci nu o să fie plăcut. Ne mai avem de stat încă două meciuri până o să începem să jucăm și sper să nu fie de atât de mare, pentru că avem un meci cu Fnatic Academy undeva mai târziu și la meciul ăla trebuie să mergem la sală și va trebui să pierdem ceva timp până ne mutăm de acolo, de la event, de la până la o sală, mergem la o sală aici în Serbia, Novi Belgrad, unde suntem noi aici cazați la acest minunat hotel Holiday Inn. O să încerc să vă țin la curent cu ce o să fie pe acolo. Nu știu cum o să filmez pe acolo, pentru că din ce am văzut e lumină deloc, adică zici că e seara acolo, nu știu, m-am uitat peste tot, nici la chestii, nici la jucători, nu există lumină acolo, zice, efectiv, oamenii se joacă toți pe întuneric. O fi vreun format sau de concurs așa, gen, care vede mai bine. Încă un detaliu pe care am uitat să-l spun, pentru că n-am știut nici până acum, price for loading, am să zic 3500 locul 1, locul 2, nu știu câte s-ar putea să fie 1000 sau 1500, dar nu contează, ar trebui să ne batem pentru locul 1. Acest LAN este de fapt o calificare pentru un alt LAN, din ce am văzut se numește Adria Masters, pentru că îi hostează cum ar veni concursul, Road to Login, login fiind următorul LAN la care ar trebui să ne calificăm în cazul în care vom bate echipele de aici și vom turna pe primul loc. Cred că ne calificăm la un alt LAN care va fi de 35.000 de ceva mai mare. Nu vă mai zic că o să fie delay-uri pe stream, că oricum până o să postez eu vlogul ăsta o să vă fi uitat de vreo 2-3 ori la meciul în reloare. Așadar, sper să iasă bine. Nu, hello, zile unde mergem? Acum mergem la LAN. Hai să deschizi și lumina aici frumos. Avem meci versus Puleni. 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 Pagini Puleni. Ți-a căzut tăsucul. Așa, zici tu, Mihai, zici ceva, că după oricum nu mai zici nimic. Ceva. Multă pasiune. Și bun, o să vă arătăm acum cam cât de departe este locația la care mergem noi să jucăm. Adică... Undeva lângă. Minunatul nostru trip, îl filmăm aici pe Mihăiță, e Nexus No Name. Că n-are și nume pe tricou. Bă, măcar fii atent, fii recunoscător, Six, a avut un tricou și s-a jucat cu Vadim ăla un an de zile, ești nebun. Vadim? Bă, era unul la Nexus, de fapt, te-am zis, e cu owner ceva Nexus, la Nexus Vadim. Și avea Nexus Vadim. S-a jucat cu tricou ăla, ești nebun, tot concurs. Asta este minunata arena, ești nebun. Adică tu o știi, da. O știi, ia să vedem pe aici. Road to... păi de-aia mă uite, de-aia sunt monitoarelor, că e login power by 1000. Și pe aici se intră? Da, vai go. Mamă, muzică! Cat, nu mai pot să filmez aici. Macao, am jucat cu Puleni, ca Puleni. Nu știu cât o să vedeți meci, că nimic am zis, n-a fost foarte mare audiența, dar total foarte, foarte, foarte prost. După Game Agents am început vinișor, am controlat, să zic așa, meciul total, am avut la un moment dat un comeback cu Counter. Am câștigat un comeback la pistale și, până acum, se termină orice meci la pistale și câștigi meci. Acum avem meci cu Fnatic Academy, 45 de minute și trebuie să mergem la o sală într-un VIP. Cred ceva în, aici în KGB, nu știu cum se sala. Nu știu dacă se aude nimic. Please, wind, please. După care vom merge să jucăm. De fapt, stai, m-am zis că merge să jucăm cu Fnatic Academy. Nu știu, ar trebui să fie sala aproape. După care mergem chill, iar mâine o să jucăm de la ora 10 dimineața cu Bipro, best of 3. După părerea mea, asta ar trebui să fie finala. Îi bate mâine și sper
sper să fie o zi bună, că mâine va fi o zi lungă, dar sper să fie o zi bună. Quick update, am petrecut Fanatic Academy și pe 14 am avut o rundă pe care a trebuit să la 14-13, după care n-am mai avut bani. Mă rog, cu multe greșeli de ambele părți, au câștigat ei cu două runde de pistale într-un best of 1. Ar trebui să mă țin în greșeli și să reușim să închidem meciul, pentru că am avut șansa să închidem meciul. Pe de altă parte, cât eram acolo, am aflat ceva incredibil, și anume că băieții de la Bipro s-au uitat în spate pe ecranul proiecției pe care se juca meciul. După cum știți, poate mulți dintre voi nu știți, la cum a fost cazul anul acesta și în general la multor lanuri, există o scenă și pe acea scenă sunt două linii, cum ar veni, linie de cicălătoare stânga, linie de cicălătoare în dreapta. Meciul fiind live în spate pe scenă, jucătorii n-au aud pentru că toți au căști și nu au ce se întâmplă spate pe, sau ce se comentează. Problema care era? În runda de 13-12, blocări de la Bipro, a rămas 1-1 cu un jucător de la, nu mai știu, de la Gamepop, ceva de genul. Era un într-un la un conector, Big Blocker treia teoretic 100% să se uite spre, spre site-ul ăla, era pe train în conector. După care unul dintre jucătorii de la Bipro, Zix, anume, s-a întors la ecran, a văzut gen, a văzut că vine adversarul de acolo din spate, s-a întors, a apăsat repede pe tasta de push-to-talk, că sunt pătinți pe băieții și vorbea pe push-to-talk, a apăsat pe push-to-talk și a spus ai grijă în spate sau grijă în spate sau ceva de genul. Ideea e că l-a s-a întors instant, a câștigat runda. Și băieții l-au prins pe cameră, adminii de la Serbia, și dar au fost descalificați. Prin urmare, nu mai jucăm cu Bipro Romania, după cum am spus inițial în videoclip. Nu jucăm cu Bipro Romania, jucăm cu Clitec la ora 10 dimineața. Nu sunt de acord cu așa ceva și aș prefera să pierd 10 la anul la rând decât să câștig un an în care aș face așa ceva. O să venim să mâncăm acum, să vorbim și cu adminii de la care sunt aștepte la masă, să mai discutăm cu ei, care s-au comportat super, super bine cu noi până acum. Și o să revenim mâine de la ora 10 dimineața, fresh, mâncați toți. Să încercăm să câștigăm concursul, pentru că ar trebui să câștigăm acum, după tot ce s-a întâmplat. So, see ya, boys!